tuturor, mulțumesc pentru mesaje, mulțumesc pentru aprecieri. M-am gândit să fac o etalare specială pentru relații. Va fi o etalare în trei variante. Pentru a vedea dacă persoana iubită te iubește, dacă se gândește la tine, dacă vrea cu tine ceva în mod serios. Așadar, dacă aveți o persoană care vă e dragă, la care vă gândiți, cu care vă doriți o relație și ar vrea să știți care ar putea fi intențiile sale, dacă are față de voi sentimente sincere, dacă se gândește la voi, vă invit să vă alegeți una dintre cele trei inimioare, verde, roșie sau roz, gândindu-vă la persoana cu care voi sunteți, de care sunteți îndrăgostiți și să vedem ce poate dezvălui tarotul. Prima este varianta cu piatra verde, a doua cu inimioara verde, inimioara roșie și inimioara roz. Și am să încep cu inimioara verde. Vedem așadar ce gândește persoana iubită, ce simte și ce intenții are. Vedem ce gândește în primul rând. Dacă aveți o relație cu această persoană, poate pentru unii sunteți într-o perioadă de separare, de distanțare, văd că reflectează, își face o oarecare ordine în gânduri, își pune niște întrebări, ar vrea să știe dacă e dragostea sinceră, adevărată, gândește că vrea să fie soț, tată, că e timpul să-și asume o responsabilitate. E într-o perioadă de căutare, să zicem așa, a sinelui. E într-o perioadă în care își pune întrebări, are poate chiar întrebări existențiale, e într-o călătorie spirituală, să zic așa, mental. Această persoană meditează, reflectează, poate fi o persoană cu o funcție sau o persoană care are și o răspundere, un loc de muncă plin de responsabilități și deci se gândește la voi că poate sunteți o persoană singuratică, o persoană credincioasă, o persoană iubitoare, sensibilă, o persoană care aveți o funcție, căreia vă place să conduceți. Este foarte posibil acest lucru. Este foarte posibil acest lucru. Să vedem și ce simte. Își dorește o dragoste împărtășită. Se gândește că voi sunteți o persoană cu niște calități deosebite. Văd aici pe cineva din zodia Capricorn, Berbec, Rac, Scorpion sau Pești. Poate fi. Se gândește la voi că sunteți o persoană cu foarte multe calități. Persoană care aveți Ce simte această persoană? Ar vrea să vă revadă, deci s-ar bucura să vă revadă. Simte că sunteți o persoană cu care are de învățat multe, că îl puteți învăța. Sentimental, pot să spun că îi face plăcere, se simte în compania voastră într-o stare de liniște, de prietenie, să spunem așa, cu toate că are și un stres, o oboseală, poate și din cauza unor se simte supraîncărcat, să spunem așa, de emoții, ca să spunem, da? Poate că îl sperie cumva acest lucru. Se teme poate puțin de prea multă seriozitate. Și-ar dori să mai
dorește să fie sigur pe această relație, are temeri că n-ar merge sau că nu poate fi la înălțimea voastră, poate, că nu reușește cumva. Văd că aici trăiește cumva în virtutea amintirilor și a datorită unor pasiuni. Deci simte că aveți împreună totuși niște chestii comune. Deci în sufletul său este prietenie, aș putea să spun. Aș putea să spun dragoste, cât aș putea să spun prietenie. Ce își dorește, exact ce spuneam și în mintea sa, e și ce intenție are. Vrea să fie bărbat, să fie soț, să conducă. Deci vrea să conducă această persoană, vrea să se vindece, vrea să fie iertat și să ierte. S-ar putea să vrea să se despartă, să știți totuși, această persoană, pentru că ori are o problemă de sănătate, aici se poate produce, deci intențiile sale sunt cumva să se răzbune. Aș putea să spun, poate că e o persoană puțin egoistă, pentru că văd și aici că din sufletul său totuși se dărâmă ceva. Îi se dărâmă totuși poate niște credințe, pentru că poate e vorba și de un anturaj aici, poate să fie această prietenie din trecut, poate să fie că în sufletul său a apărut e ceva din trecut care cumva îl prăbușește, îi se dărâmă cumva niște credințe. Văd aici că totuși el ține, o să vedem, el ține cumva da, sunt toate răsturnate, într-adevăr. Este posibil că mai există altă femeie, o femeie dintr-o zodie de aer, s-ar putea cineva din trecutul său, se simte că a fost folosit, că e folosit sau chiar îl folosește această persoană, îl manipulează. Îl manipulează pentru că are niște interese. Aici totuși văd o răceală. Apar niște vești aici. Deci sunt niște vești care vin poate și din anturaj, care îi dărâmă niște credințe, îi dărâmă niște convingeri, are niște dubii. Se simte frustrat din cauza unor noutăți sau e posibil că a cunoscut pe cineva și pentru voi, în virtutea trecutului, mai rămâne cu voi și a unor pasiuni, hobby-uri comune. Deci dacă sunteți în relație cu această persoană, dar în viitor, intențiile sale sunt parcă să plece, să se rupă de această relație, se simte într-un pericol sau vă poate pune într-un pericol pe voi. Aici, să vedem dacă e așa. Da, e posibil că în viitor cu voi poate are intenții bune, are intenții să devină soț, tată, are intenții să facă cu voi o relație, poate că acum în acest moment nu sunteți în relații prea bune, are niște frustrări, el are niște, vrea cu voi poate totuși o împăcare, dar în viitor totuși ceva imprevizibil, poate până așteptate, ori are o problemă de sănătate acest bărbat. Pentru că și în sufletul său văd că vrea totuși, e stresat, e obosit, și aici văd că reflectează mintea sa totuși într-o singurătate sau vă consideră o persoană singură și totuși aici poate apărea din cauza unui nebun sau poate fi chiar el, acest partener, se poate pe neașteptate rupe relația sau din cauza unei aventuri. Poate să apară o aventură, poate să apară această femeie, poate din zodia de aer, din trecutul său. Aici că el ține în sufletul său totuși, el ține în sufletul său totuși cu voi o prietenie sau, mă rog, niște lucruri în comun, cumva afinități care au legătură și cu pasiunile și hobby-urile voastre, cu munca voastră, dar se simte totuși foarte obosit, foarte stresat, chiar folosit, aș putea să spun, totuși are ceva de reproșat și văd aici această femeie care poate fi o femeie rea sau o femeie care judecă, critică, e o femeie inteligentă ea, dar poate e prea rece, simte în sufletul său totuși că sunteți o persoană rece sau mai simte că mai are pe cineva în sufletul său, această femeie din zodie de aer. Foarte posibil dacă nu sunteți voi. Da? Deci el în viitor aici parcă vrea totuși o împăcare, deci vrea cumva să uite și să ierte, vrea mai departe să meargă, să facă o împăcare, să facă chiar poate o căsătorie chiar ar vrea, deci vrea cumva un acord, o împăcare, dar apare neprevăzutul acesta care aduce ceva.
o despărțire, o ceartă sau o aventură. Poate că se îndrăgostește pe de altcineva, apare pe neașteptate de cineva, poate din trecutul său. Deci poate fi și o astfel de situație. Cam asta e ce văd eu aici, ce intenție are această persoană, ce simte și ce gândește. Gândește, în orice caz, gândește niște întâlniri, niște vești, cu toate că e foarte frustrat, pentru că se simte că nu are suficient, orică nu mai știe prea multe despre voi și așteaptă vești, se simte cumva urmărit sau blocat, că îi lipsește imaginea de ansamblu, că nu știe totul, nu are toate amănuntele, să spunem așa, nu e sigur de nimic. Haideți să vedem și la a doua variantă, varianta cu inimioara roșie. Să vedem ce gândește această persoană. Dacă vă iubește, dacă se gândește la voi, vedem dacă se gândește la voi, persoana iubită. Vedem ce spun cărțile. Wow! Deocamdată își echilibrează energiile cumva, vrea să se simtă în siguranță. Sau vrea să aibă o relație, jonglează cu niște situații, aș putea să spun. Ce gândește? Gândește că sunteți o femeie fascinantă, dar e foarte posibil să mai aibă și pe altcineva. Văd că ține în mintea sa două persoane. Sau ține mamă și copil, dacă aveți copil, poate că sunteți chiar voi aici, dacă sunteți zodii de apă, pentru că văd foarte multe zodii de apă aici, rac, scorpion, pești. Se gândește că sunteți o persoană poate foarte misterioasă, că aveți multe secrete, că aveți o bună intuiție, că vă plac copii, că aveți răbdare, că sunteți o persoană matură. Sau mai poate să fie că se gândește la o dragoste secretă, totuși, în mintea sa are... Vrea să se întâlnească cu cineva din tinerețe, din copilărie, mă rog, din adolescență sau tinerețe, sau vrea să se vadă cu niște prieteni sau cu voi, se gândește că este o relație pentru niște plăceri, să zic așa, prietenești, întâlniri cu prieteni, e o dragoste secretă, dacă sunteți într-o relație de trio, atunci vrea această relație totuși să fie secretă, o vrea aventură, nu vrea ceva în mod... Vrea serios, în sensul să fiți o amantă poate de mai multă durată, dar nu că ar vrea cu voi o relație de căsătorie. Ia să vedem mai departe. Să vedem ce simte. Ce simte această persoană pentru voi. Să vedem ce simte pentru voi această persoană. Gândiți-vă la persoana pe care voi o iubiți, să vedem ce simte pentru voi. Wow! Niște vești ar vrea, ceva, o nouă șansă. Aici apare ceva, o veste, o nouă șansă. Simte că... Aici poate fi vorba și de într-o depresie, într-o suferință, că l-ați rănit, poate, fie din cauza unei familii, fie din cauza că de o altă iubită, o altă iubită, aici poate fi vorba de un bărbat și o femeie, văd aici, o femeie dintr-o zodie de apă, deci iar zodia aceasta de apă și mai văd un bărbat care poate fi un soț, un tată, un bărbat cu funcție, care îi aduce această suferință, în sufletul său are o suferință. Are o dezamăgire, are o depresie, are o durere. Deci în sufletul său este foarte supărat și poate știe cauza cuiva. Acum pot fi și părinții sau altcineva, dar văd că are în sufletul său un bărbat și o femeie. Să vedem ce va gândi, ce va face în viitor, ce intenție are cu voi. Vedem ce intenție are cu voi această persoană. Jonglează cu situațiile, vrea șanse noi, dar jonglează cu situații. E aici o pasiune și-ar dori, are o strategie totuși, vrea cumva să domine, vrea cumva să aibă niște câștiguri, vrea să învingă, vrea să câștige, vrea să vă recâștige inima. Posibil, dar foarte posibil totodată să mai fie că el jonglează în două relații. Poate de aceea are această suferință, dezamăgire, pentru că el e și soț.
Și totuși are o nouă dragoste, o dragoste, deci dacă sunteți voi căsătorită cu acest bărbat, e posibil că el are această suferință și pentru că e căsătorit, dar el mai are o femeie îndrăgostită în sufletul său. Da? O tânără, poate să fie, sau el e îndrăgostit de o tânără și voi sunteți mare și pe voi în sufletul său și el e totuși într-o deprimare, pentru că nu știe ce să facă, cu cine să rămână. Poate și pentru, din cauza unui copil, aici poate să fie vorba și de un copil, orică însărcinată, femeia cu care este acum, pe care o are această dragoste nouă, cu voi poate că este într-un divorț, într-o despărțire, suferă totuși, dar el jonglează cu niște situații aici, totuși vrea o șansă. Ia să vedem ce mai spune aici cărțile, să vedem de ce e această situație. E ceva neprevăzut. Da, posibil să fie vorba și de o aventură care a avut-o pe neașteptate. Un copil totuși apare din această aventură și totuși vrea să-și ia rolul serios, să-și asume o responsabilitate. Deci el gândește totuși că voi sunteți o persoană care aveți multe calități, că de la care are multe de învățat, că sunteți o persoană foarte imprevizibilă, cu multe idei, poate cu mulți prieteni, dar v-am zis, mai gândește și această tânără, sau gândește la un copil, se gândește la un copil totuși pe care vrea să ia rolul serios, dar mai apare încă un copil. Apare o tânără totuși însărcinată. Și să vedem ce e în inima sa, mai vedem mai multe, să ne spună cărțile mai multe, ce e în inima sa. Vrea să facă un drum, are niște pericole, ce multe aici, intră într-un niște cercuri, face niște schimbări, își schimbă soarta cumva. Această persoană schimbă soarta. Orică să vă despărțiți sau sunteți despărțiți, orică, da? Ia să vedem. Trebuie credință, poate să fie vorba și de familia sa. În inima sa vrea o nouă șansă, deci în sufletul său se roagă aici, sau are o femeie, vă știu, o femeie credincioasă aici, și e posibil ca lucrurile să se repare între voi, că sunt șanse, vești, aici depinde, o să aibă o inițiativă în sufletul său, sau un bărbat va avea o inițiativă, deci un bărbat cumva va avea o inițiativă și îi va da o veste bună. Această problemă pe sufletul său care are, care o suferință pe suflet, da? Deci el suferă în sufletul său, în inima sa, sau are o boală pe suflet chiar, dar până la urmă se vindecă, are reușită credința unei femei. Acum poate puteți să fiți voi, că poate fi o femeie care îl vindecă, are o calități de vindecător, să zic așa. Pare că o credință, poate să fie chiar mama cu tatăl, da, până la urmă îi sunt aproape, îl ajută, joacă un rol important aceste persoane din sufletul său, pentru că el se gândește la voi, poate că, sau dacă e vorba de un el, poate să gândească că voi aveți un bărbat, că mai aveți pe cineva, sau e în sufletul său suferința că poate ați avut o relație cu altcineva. Poate și acest lucru, sau sunteți influențată de credință, poate și acest lucru, că aveți o altă credință, spre exemplu. Dar văd că până la urmă se luminează și el în sufletul său, până la urmă are o revelație, până la urmă cineva îi dă, orică ajunge la vreun medic, la vreun psiholog, la vreun preot și îi dă o veste bună, da? E imprevizibil acest bărbat, să știți, el... Iar aceste vești sunt din partea ceva legat de un copil. Și mai văd aici că joacă un rol important totuși o femeie. În viitor ce va face, apare o femeie brunetă. Văd aici într-o zodie de foc. Deci văd aici zodie de foc, zodie de apă și de pământ care predomină. Dar sunt lucruri imprevizibile care apă. Ce va face el în viitor, va jongla cu niște situații. Pe neașteptat el va face niște drumuri. Pe neașteptate el își schimbă cumva, el jonglează cu niște situații. Această persoană, deci ce va face el în viitor, depinde foarte mult de această femeie brunetă cine este, care poate fi o femeie dintr-o zodie de foc, da, joacă un rol important. Orică apare o dragoste, el e îndrăgostit, s-a îndrăgostit pe neașteptat de altcineva și ține în cap și pe voi și pe cealaltă, ori mintea sa are în cap să se întâlnească cu familia, poate cu prieten, cu cineva, are în capul său o întâlnire, da, și aici foarte posibil să cunoască pe cineva, că el trece, văd că peste această suferință,
printr-o familie, printr-un cuplu, apare o veste nouă sau o cunoștință nouă care aduce multă lumină, o dragoste neașteptată și această femeie cine e, are multă forță, multă inițiativă. Deci dacă sunteți voi, este posibil să existe șanse de împăcare. Dacă sunteți în separați, despărțiți și mai ales dacă aveți și copii. Cu toate că, dacă nu are cumva vreo amantă însărcinată, pentru că altfel aici pot apărea alte chestiuni. Altfel, pentru copii, e foarte posibil ca lucrurile să se repare, pentru că intervine și familia, sau un prieten bun cu funcție, pare aici, sau mă rog, o persoană care își intervine pentru el, pentru voi, pentru că în inima sa totuși ține o femeie îndrăgostită. Da? Deci dacă voi sunteți îndrăgostite, sunteți zodie de apă, posibil că vă ține pe voi, vă știe, păstrați-vă credința, vă știe că sunteți credincioasă, că sunteți o femeie cu o bună intuiție, el vrea o nouă șansă, vrea chiar să apeleze poate la un om cu funcție, sau la un medic, vrea să ducă la un psiholog sau să vă duceți împreună să vă rezolvați problema matrimonială, să zic așa, să vă dea o consiliere și văd că până la urmă sfatul său poate să se aprinde lumina, dragostea, liniște, să-și revină, să se bucură din nou de viață, dar în viitor el va jongla cu niște situații, vrea o nouă șansă, vrea o aventură, poate să plecați pe undeva, totuși vrea să facă un drum. Văd că joacă un lucru important și un copil, să știți aici, că iară văd și această femeie însărcinată, deci dacă nu sunteți voi, atunci e posibil că are această situație care deja este într-o, că ține în capul său două femei, da? Deci de una mai tânără și una mai în vârstă, sau ține o mamă cu copil. Acum voi știți cum sunteți aici, sunt lucruri neprevăzute care apar, lucruri care se schimbă brusc, trece dintr-o extremă în alta, poate el este o persoană care trece dintr-o extremă în alta, sau apar niște situații imprevizibile pe care el va încerca cumva să le meargă pe două fronturi, să zic așa, să le țină într-un echilibru, dar până la urmă depinde foarte mult de această femeie, pentru că pare cu o femeie care e foarte determinată, foarte ambițioasă, care știe ce vrea. Haideți să vedem și la varianta cu inimioara roz. Să vedem la inimioara roz ce spun cărțile. Haideți să vedem dacă persoana la care voi vă gândiți, cu care sunteți, vă iubește, dacă veți avea cu aceasta ceva se întâmplă, dacă ea va fi, își va asuma vreo răspundere sau dacă ea dorește ceva serios cu voi. Haideți să vedem în primul rând ce gândește această persoană. M-am amestecat cărțile aici. Cu acest pachet. Haideți să vedem ce gândește persoana cu care voi sunteți. Se grăbesc niște vești la voi. O femeie, ține în capul său o femeie dintr-o zodie de apă, totuși o rivalitate aici. Deci se gândește la voi că sunteți o persoană bună, o persoană generoasă, sensibilă, romantică, frumoasă, cu multe calități, femeie care îl salvați, poate și din multe chestii, dar cu care are și multe conflicte, poate, totuși, discuții în contradictoriu sau cu care, totuși, are rivalități, să zic așa, pentru voi, poate, sau mai există niște rivalități, apar noutăți, vă vin niște vezi, se face o clarificare, vrea o clarificare, poate, în urma unor discuții, unor dispute. Vreau o clarificare, gândește el această clarificare, această întâlnire, poate, vrea ceva legate poate și de niște acte în sufletul său, un tânăr aici, un bărbat sau e el care se gândește, e o persoană care totuși are niște ambiții, are în sufletul său, are niște vești, niște ambiții, vrea o clarificare, să știți, vrea o clarificare cu voi, vrea un succes cu voi, totuși vrea ceva, vrea să se bucure, vrea să aibă mai multă energie pozitivă, vrea o stabilitate, vrea să fie o siguranță, vrea să fie sigur că voi îl iubiți, vrea să fie sigur că îi sunteți fidelă, vrea să fie sigură că știți ce vreți aici, pentru că vrea o clarificare, aici poate apărea totuși o discuție, e și în sufletul său o bătălie într-un fel, pentru că are niște ambiții, e foarte orgolios, poate, e tânăr, poate e o persoană și mai tânără, poate fi vorba de o persoană de un tânăr, sau are și un copil în sufletul său, vrea un copil. Și în viitor tot cu voi, tot îndrăgostită vă vrea și vrea un drum. Vrea aici, poate că vrea,
și vrea o familie, vrea să facă o familie, vrea să mergeți poate cu el undeva la părinți, vrea la familie să meargă totuși să vă cunoască familia sau să vă duceți, să vă mutați undeva poate la familie împreună, poate și acest lucru, văd că vrea să faceți un drum. Văd că ține o femeie, dacă sunteți voi această femeie, că ea se repetă femeie din zodie de apă, vrea un drum, vrea o reușită, vrea cu voi un drum, un drum în viață, un drum, cu toate că se și exagerează aici, bazați-vă și pe intuiție. Aici voi văd că e foarte vorba de o femeie foarte intuitivă, foarte sensibilă, dar și cu niște secrete totuși. Aici sunt și niște secrete. Haideți să vedem ce mintea sa evaluează, are niște discuții aici, evaluează, vrea o clarificare, vrea o clarificare pentru că nu vrea să știe dacă aveți nevoie de el sau dacă se poate baza pe voi, dar cu toate astea să știți că trebuie să fiți puțin prudente cu acest bărbat, că e totuși puțin cam mai drastic așa. Vrea un câștig totuși el, vrea totuși să câștige ceva, el vrea să câștige această dispută cu voi, să vă conducă poate, sau vă cam urmărește. Deci în sufletul, în mintea sa are această chestie, deci disputa este, poate se simte urmărit, se simte că îl controlați poate și atunci de aceea apar discuțiile, vrea o clarificare, vrea să știe dacă îl urmăriți, dacă... sau el vă urmărește și de aici apar discuțiile, că sunteți într-o evaluare, vă urmărește totuși. Da, se simte totuși rănit, totuși. Deci în sufletul său totuși, el vrea o clarificare că se simte totuși rănit, el se simte singur, neînțeles. Sau e vorba și de un anturaj aici, are și niște orgoli această persoană, are și un egoism, să știți, în sufletul său totuși are un egoism, vrea niște câștiguri materiale, îi interesează poate foarte mult și banii, niște câștiguri, de aceea poate vrea un drum. Poate vrea un drum, să mergeți la un drum în străinătate sau undeva, e totuși niște intrigi ceva ascuns aici, să vedem despre ce e vorba, sau vrea să aibă niște moșteniri, poate, e vorba de niște moșteniri aici. Da, e un pericol, să știți, care vin din niște intrigi, lucruri ascunse, ceva totuși, deci ce intenție are, ascunde ceva sau se simte într-un pericol aici, el totuși vrea un drum pentru a-și satisface niște plăceri, pentru a-și împlini niște vise, pentru a se și relaxa. Aici văd că mai apare și un copil. De ce ar apare acest copil tânăr? Deci apare un tânăr, un copil, orică el e tânăr, sunteți voi cu această persoană care vrea să plecați undeva la drum, poate, dar atenție că totuși există un pericol aici, o să mai pun o carte să zic ce e pericol, tot din cauza unui tânăr, aici pentru o dragoste, orică nu are experiență, orică mai sunt niște intrigi din familie, poate să fie, sau atenție pe sănătate pentru un copil aici, poate e vorba și de rămâneți însărcinate și pot apărea niște probleme, griji legate de un copil. Deci pare că ar vrea cu voi să vă facă o familie sau să fiți o familie undeva la drum, poate, sau mă rog, să vă mutați undeva poate la familie, părinții, spre exemplu, sau locurile natale, dar totuși sunt niște exagerări aici care pot ține niște secrete sau de anturaj, sau de, da, un anturaj mai tânăr poate, sau atenție dacă sunteți însărcinată că poate pot fi niște probleme legate de sănătate, că el totuși are în sufletul său are ori are el o suferință care o poate moșteni copilul, spre exemplu, pe care el o ține în sufletul său, dar e egoist, nu vă spune, spre exemplu, sau e vorba de o ereditate, cam asta e ce pot să spun și la a treia. Da, a treia a fost, cred că, nu? A fost a treia variantă. Cred că a fost la inimioara roșie, nu? Dacă cumva am sărit, sper că n-am sărit. Eu sper că v-au plăcut aceste citiri în trei variante cu cărțile de tarot pentru relații, ce gândește, ce simte și ce vrea în viitor cu tine persoana iubită. Eu sper că veți avea parte de o relație de iubire împărtășită așa cum vă doriți și vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezent să vizionați citirile mele și vă doresc în continuare o seară plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!